4 tone de componente feroase au fost furate de doi bărbați din comuna Șimian. Polițiștii i-au prins în flagrant în timp ce le ofereau spre vânzare. De mai multe luni, cei doi bărbați sustrăgeau șine de cale ferată și tălpi metalice de susținere, punând în pericol transportarea și exploatarea cărbunelui. Bărbații prinși în flagrant de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale erau din comuna Șimian. Aceștia vindeau tone întregi de șine ferate, furate, dar și stâlpii de susținere unui bărbat din Drobeta Turnu-Severin. Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, dar și încă două persoane pentru complicitate la tentativă de furt. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au prins în flagrant delict doi bărbați de 26, respectiv 36 de ani, ambii din localitatea Șimian, în timp ce ofereau spre vânzare 4 tone material feros unui bărbat de 37 de ani din municipiul Drobeta Turnu-Severin. Din cercetări au reieșit indicii că în perioada aprilie-mai anul curent, persoanele bănuite ar fi acționat în mod coordonat cu scopul de a sustrage componente feroase din interiorul unei companii energetice, punând astfel în pericol activitatea de exploatare și transport a cărbunelui. În urma investigațiilor efectuate, 4 persoane au fost reținute pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Cele 4 persoane au fost prezentate astăzi instanței de judecată pentru luarea unei măsuri preventive. S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, în forma continuată, instigare la tentativă de tâlhărie calificată, dar și complicitate la tentativă de furt calificat.